Bine ai venit la Toronto, Simona. Ai început, este a doua participare a ta la Rogers Cup și am observat că ai început cu răsturnare de situație. Da, mulțumesc. Mă simt bine la acest turneu, chiar dacă anul trecut am jucat la Montreal. A fost și acolo, am fost foarte aproape să mă calific. Am pierdut în turul 3, foarte greu. Am condus foarte mult și în primul și în al doilea set, dar n-am reușit. Astăzi a fost un meci greu, o știam pe adversara mea, mai jucat cu ea la Indian Wells. Tot așa a fost, mi-a luat primul set ușor, al doilea e ușor și al treilea a fost tot 6-4. Ea joacă foarte bine, e micuță și mânace, joacă destul de drept, îi place mingea lovită. De aceea am și pierdut unele game-uri, pentru că am lovit mingea cam tare, trebuia să-i schimb un pic tactic. Am reușit să fac asta și mi-a prins bine. Dar am observat că au fost și niște probleme cu arbitrajul. Da, au fost foarte multe greșeli, atât la mine cât și la ea. Îmi pare rău că au fost atâtea greșeli, chiar nu mă așteptam, dar fiecare om greșește și ar trebui să-i înțelegem. Și care au fost punctele tari cu care ai reușit să răstorni situația, să câștigi acest joc? Am fost mai liniștită mental, am crezut în mine, am crezut că pot câștiga meciul, deși, pentru că o știam și chiar credeam în mine. Și jocul cred că a fost bun și mi-a mers tot ce am vrut eu să fac. Am observat că ai practicat serviciul când i-a luat o pauză. Da. După al doilea set, ce ți-ai propus atunci cu serviciul pentru următorul? Să fiu mai constantă cu primul și să o încurc nu așa mult încât să vreau să dau as, să dau acolo în teren și să pot lega jocul. Ea lovește foarte agresiv. Da, este micuță și stilul ei de joc stă în față și ia mingea din urcare, dă drept. Este foarte dificil să-i răspund mingile acelea drepte și scurte, era foarte razante. Dar am găsit un ritm și a fost bine. Ai urcat cu repeziciune în ultimul an în clasament. Ce poți să ne spui despre colaborarea ta cu antrenorul? Am jucat bine, am progresat foarte mult în joc, pentru că mi-a schimbat tot jocul, domnul antrenor. Mă simt foarte bine cu el, îmi explică, chiar astăzi la 3-0 l-am chemat și s-a întors jocul. Îmi dă indicații foarte bune și le înțeleg foarte bine și chiar îmi prind bine și jocul. Toate schimbările care mi le-a făcut, acum se văd foarte, foarte bine că sunt bune. Ce poziție ocupi acum în clasament? Păi acum sunt locul 55 WTA. La începutul anului am fost cam 90-100. Am urcat bine, am făcut rezultate și mi-am îmbunătățit mult jocul.